Un bărbat în vârstă de 20 de ani a fost reținut ieri de procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Hunedoara după ce în urmă cu o săptămână ar fi ucis două surori din satul Balomir, comuna Sfântă Mărie Orlea. Tânărul a fost reținut sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor calificat și tâlhărie calificată. Prin ordonanțele din 26 ianuarie 2016, procurori din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Hunedoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului Drângă Ovidiu Dănuț sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor calificat și tâlhărie calificată. Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat probe privind suspiciunea rezonabilă că, în noaptea de 19 pe 20 ianuarie 2016, inculpatul a pătruns prin efracție în locuința a două surori din comuna Sfântă Mărie Orlea, persoane în vârstă și cunoscute cu dizabilități neuromotorii, cu intenția de a le deposeda de bani prin exercitarea de violențe. Le-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, leziuni ce au cauzat decesul acestor, după care le-a deposedat de circa 10.000 de lei. Se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă tribunalul Hunedoara. Bărbatul a fost prezentat astăzi în jurul orei 13.30 magistraților tribunalului Hunedoara cu propunere de arestare preventivă. De ce l-ai omorât?